Leak-urile continuă să apară, fapt ce ajută la dezvoltarea acestui sezon. Există un poem lansat numit The Tower, care ar urma să fie în locul templului între Rocky Reels și The Jonesy, fapt ce ateste că pe 5 iulie vom avea un alt update. Un alt leak confirmă că am putea vedea agenția revenind în acest sezon. După prima actualizare, leakerii au confirmat că Flare, Gunner și Scaru vor reveni în acest sezon. Începând de pe 28 iunie, Flare, Gunner se poate găsi în joc. Conform propriilor teorii, ar urma și Scarul să revină, după cum a fost leak-uit în atâtea teasere, dar și de leak-uri. Nici bine nu s-a încheiat a doua colaborare în Naruto, că zvonurile pentru colaborarea 3 au apărut. Conform unor leak-uri neoficiale și neconfirmate încă, Fortnite și Naruto ar putea avea o a treia colaborare, iar acestea ar urma să fie noile skin-uri. Crupecul din luna iulie a fost dezvăluit, iar acesta arată într-un fel sau altul genial. Fortnite și Fall Guys colaborează chiar dacă Epic Games este compania mamă. Dacă joci 100 de meciuri în Fall Guys, primești nouă skin clătită în Fortnite. Skin-ul va fi disponibil și în item shop conform leak-urilor. Iar în încheiere, Reality Fall continuă cu o viteză uimitoare să se răspândească. După propriilor teorii, Reality Fall este o plantă care va crea doar pagube și daune. Spre exemplu, rădăcina aflată în Tilted Tower se afectează structura de rezistență al orașului. Deci, ați putea trage voi o concluzie. Și nu uita de like, distribui acest clip și prietenilor care joacă Fortnite și sunt pasionați de leak-uri foarte scurte și, evident, nu uita să folosești MD218 pe item shop pentru orice achiziție. Nu uita să filmezi și să îmi dai pe Instagram la MD.218. Ne auzim la un alt episod cu leak-uri scurte cu informații fresh.